ne-am reîntors cu Bianca Rus. Bianca astăzi a fost la un pas de a nu mai putea veni aici în platoul Showbiz Report alături de noi, pentru că în urmă cu doar câteva ore a ajuns pe mâna medicilor din cauza unui aproape un șoc anafilactic pe care l-ai pățit sau ai trecut prin... Da, ei... Ai făcut o alergie, nu? Povestește-ne mai multe de la ce a pornit totul. Am făcut alergie la perfuzia pe care mi-a administrat-o doamna asistentă. Deja este a doua perfuzie pe care o iau și am făcut toate reacțiile adverse. Dar despre ce perfuzie vorba? De ce îți faci aceste perfuzii? Pentru că hemoglobina mea este foarte scăzută și atunci e nevoie să fac perfuzii. Ce, hai să luăm, că din alimentație... Să luăm mai așezat un pic. Ce nivel are hemoglobina ta? 7. 7 este foarte scăzută. Normal trebuie să fie între 17 și 19, din ce știm și noi, nu? Da. Cam așa. Mie mi se pare foarte, foarte scăzută. Știi cumva care este motivul pentru care hemoglobina ta este atât de mică? Păi eu m-am operat la stomac, adică mai multe persoane care s-au operat la stomac au trecut prin fazele astea. Chiar și doctorul de stomac deja avea rețeta pregătită cu perfuziile de fier. Nu e ceva foarte grav, adică nu o să mor. Încurajați-mă. Știi că hemoglobina are, când e scăzută hemoglobina, sunt mai multe cauze. Poate fi o infecție în corp, poate să fie însărcinată, pentru că și atunci hemoglobina este mai scăzută. Sunt mai multe cauze. Da, dar și nu mai e multe... 7. Nu e 7, eu da. Mi-am făcut cam toate analizele, care au ieșit destul de prost în ceea ce privește calciu, magneziu și mai multe. Acum nu le-am la mine, că sunt în mașină, asta ca să vi le arăt. Asta doar din cauza acestei operații la stomac pe care ai făcut-o, nu? Vreau să pun cauza operația de stomac, ci pur și simplu am sărit eu peste mese. Nu am mâncat corespunzător, am omis să am cele trei mese pe zi. Da, cele trei mese pe zi, obligatoriu. Eu trebuia să mănânc carne, eu trebuia să mănânc fasole, să verde, probabil, ficățel, nu, rodie. Și nu am ținut cont pentru că tot am fost plecată, mai am... Pe la anunți, pe la nu știu ce, acolo... Ți-e teamă cumva să nu iei iarăși în greutate? Da, mi-este frică și de aspectul acesta și nu, doamne, nici nu mă gândesc la ideea să sar cumva calul să mănânc mai mult ca să mă îngraș. Nu, exclus. Și dar... spune-te ce s-a întâmplat astăzi, efectiv, așa, pas cu pas. Păi astăzi, de dimineață, a venit asistenta la mine, tot pregătit, mi-a găsit vena, mi-a pus branula... Ca de obicei, tu faci acest fier, da? Pe care îl... Da. Și... îl injectezi. S-a întâmplat tot așa, la fracțiune de secundă. Din ce mi-aduc eu aminte, știu că eram ok, eram pe pat. Și a început să-mi pâc uh-huh. în venă, da? În perfuzie. În perfuzie, da. Și la un moment dat m-am ridicat așa, zic, nu mă simt bine. Adică ce ai simțit? Care au fost simptomele? Ce te-a întâi făcut să-ți dai seama că nu te simți bine? M-a apăsat așa ceva în capul pieptului. Ca după niște furnicături? Nu am simțit că, nu mai pot să respir, că mă strânge Doamne. Cineva, că mor. Deci, efectiv, nu mai puteam. Căile respiratorii mi erau blocate total. M-a apăsat ceva foarte tare pe piept, după care au început transpirații. Zic, stai, mă duc la baie. M-a luat asistenta, m-a dus la baie, m-a tamponat, nu știu ce, bang, am căzut. Deci tu ți-ai pierdut cunoștința. Da. Tu astăzi ai leșinat în baie. Da, exact baie. Înainte să-mi trimis mesaje, da. Exact. Și noroc că erai cu asistenta, pentru că altfel, eram cu asistenta. Ai putut să dai cu capul de chiuvetă sau... Doamne, da, îți dai seama, dacă sunt singură în casă, eu nici măcar n-am avut posibilitatea să sun la salvare, pentru că eu n-am putut să vorbesc. Asistenta, după ce eu am căzut, știu că auzeam, dăm adresa. Dar eu n-am putut să-i zic adresa, dar a fost foarte descurcăreață, a luat telefonul, buletinul, tot și a citit de pe așa, a sunat salvarea și cred că au venit foarte repede, că eu m-am trezit cu ei acolo. Probabil că în câteva minute, 10 minute, eu nu știu, erau acolo, nu? Nu știu, eu tot în baie am fost. Deci adică în baie te-au găsit? În baie te-au găsit cei de ambulanță, fost, da? Nu te-am mutat de acolo asistentă. După care mi-am revenit și știu că i-am primit pe picioarele mele, i-am primit, dar... Care a fost motivul pentru care ai leșinat, din ce ți s-a spus? Ce-a reacțiile adverse pe care le-am făcut, toate reacțiile adverse, că am citit prospectul fierului pe care l-am luat și
Deci absolut tot ce scrie acolo mi s-a întâmplat mie. Incredibil. Da, deci practic ai făcut o intoleranță la acest un fel la de acest alergie, fier, o alergie, da. Și nu mi-a aprit corpul și am simțit că mor, deci chiar am crezut că mor. Dar nu ar fi trebuit poate să se administreze o doză mai mică sau să știe da, doza, evident că e o fiolă așa și se administrează nu știu cât, 20, adică nu știu. Adică tu ai fost un caz fericit, dar Doamne ferește, în alte situații ai fi putut să nu te mai trezești. Tu astăzi ai fi putut să nu mai fii aici. Păi te-ai da, puteam, dar sunt aici și sunt bine și mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste, că m-a speriat teribil. În gândul meu, deci mie mi-era foarte rău și în gândul meu era cum să iau telefonul, să sun producătoarea, să zic că nu pot să ajung la emisiune, că mie mi-este foarte bine că rău. Te gândeai în și m-am momente. Gândit, zic, domne, zic, e o televiziune, oamenii rămân fără invitații, adică nu, vă descurcați, băgați o publicitate, băgați un cântec, alea. Dar eu mă gândeam, zic, responsabilitatea, deci aveam eu pe suflet. Așa suntem în momentul ăla. Să fim responsabili, nu? Și în loc să mă gândesc să cer apă, să, nu știu, dați-mi zahăr, dați-mi o banană să-mi revin. Nu, eu aveam altceva. Ce a fost în gândul tău? Te-ai gândit că poate, Doamne ferește, nu te mai trezești de acolo? Ai intrat în panică când ai văzut că nu poți să respiri? Te-ai gândit la ce era mai rău? Da, prima dată am luat telefonul și am încercat să o sun pe mama. Că zic, nu e bine, mă simt rău de tot. Și fără glumă, deci efectiv eu n-am putut să respir, n-am putut să fac nimic, eram bloarcă din cap până în picioare. M-am sunat pe mama, dar nu știu pe unde am aruncat telefonul sau ce s-a întâmplat, că m-am trezit în baie cu doamna asistentă care mă tampona, mă... Ai avut așa, un moment deci... atât de mare de panică încât să te gândești, Doamne ferește, dacă o să mor, dacă nu o să mă mai trezesc? Eu aveam problemă emisiunea voastră, draga mea, deci înțeles. Eu trebuia să ajung la moartă, coaptă, îmbrăcată, dezbrăcată. Probabil că nici nu te-ai gândit atât de departe, probabil că ai încercat cât de cât să-ți menții optimismul că vei fi bine. Că într-o fracțiune de secundă, când am fost chiar rău, am zis, băi, nu e chiar bine, dar... Ai mai trecut vreodată prin astfel de situații, de momente? Nu. Pentru că cine este alergic la astfel de substanță, nu, se mai... Mai reacționează organismul? Eu nu mă știu cu alergii, deci nu am făcut alergie pe piele sau... Am înțeles. Ai făcut respiratorul, ca un șoc. Da, dar blocarea căilor respiratorii înseamnă șoc anafilactic și înseamnă, doamne ferește, dacă nu se intervine în timp, înseamnă moarte. Tocmai că s-a intervenit în timp, am luat medicamentele pe care mi le-a dat, mi-au dat și un tratament după, ceva pentru inimă, n-am citit foarte bine prospectul. Da, sigur, nu ne dăm cu părerea, dar știm că de cele mai multe ori asta înseamnă un șoc anafilactic dacă intrăm nu, și citim. Cred că totul a fost în fracțiune de secunde, eu am fost foarte prompt, am avut mare noroc că asistenta a fost acolo. Foarte, foarte important, deci, că a fost cineva cu tine. Da. Mai ales care mai și știa ce să facă. Exact. Că repede a acționat și ea, că am văzut plin de medicamente și din... avea o trusă mare cu medicamente. Și acum starea ta care este? Starea mea este... zâmbesc, stau, dar văd mă sunt puțin amestit și, așa. Și statul nu e unul firesc. Da, și, nu și e unul și cum jos stau greu. Eu de obicei. Nu, mă simt prost, ce să zic. Și nu se ascund că și pe față se citește o... Da, că ai avut ceva. Fără machiaj, cred că aș fi toată palidă. Ce ți s-a recomandat, Bianca, acum? Să te odihnești? Să respecti mesele, să bei mai mult, să te hidratezi. Mi s-a recomandat mâine la prima oră să mă duc să-mi fac din nou un set de analize, să stau câteva zile în spital, să mănânc corespunzător și să mă odihnesc și toate cele la un loc. Adică, gen, lasă emisiunea că mai bine nu avem invitat decât să mor. La mijloc de ceva mai grav? În urma analizelor pe care ți le faci mâine? Nu are ce să fie mai grav. Apropo de acea hemoglobină despre care... Deci, chestia care mă liniștește foarte tare, eu când m-am dus la spital să vorbesc cu domnul doctor care m-a operat, rețeta deja era făcută de fier. Adică deja se știa că eu ajung la problemele astea și se știa că sunt foarte ambițioasă și că nu o să mănânc și că o să-mi țin de dietă și uite că nu m-am îngrășat și chiar vara asta da, chiar dar, am uite, slăbit. Doamne ferește, uite, cu prețul vieții. Cu prețul vieții, dar păi, ce pot eu să-mi doresc mai mult? La acel regim recomandat după operație, pentru că este vorba de o operație destul de drastică și de severă. Ba da. Carne de vită, ficăței, tot ce conține fier. Tot ce conține fier. Da. Verdețul, roșii, etică. Pentru că... Probabil că va trebui o perioadă să mai refuz plecările, pentru că sunt distanțe foarte lungi în România, petrecute în mașină, în care poate nu mănânci cum trebuie, poate spectacole, la anumite spectacole să renunți, poate emisiuni TV pe care le ai
Poate va trebui să-ți iei o mică perioadă de vacanță sau un concediu sau ceva. Păi tocmai că vacanța m-a nenorocit pe mine. Vacanța te-a nenorocit? Da, all inclusive, stai că-s prea multe mâncăruri, stai că n-am chef să mănânc nimic, era prea multă bine, mâncare. Bine, și mâncarea haotică. Tu reacționezi exact invers. Exact ai văzut mâncare, da. Și te-ai speriat, ce ai zis, mama, acum am mâncat așa. Nu îmi trebuie mie, domnule, nici măcar nu mă duceam la masă. Vai. Te-ai gândit să renunți la evenimente o perioadă tocmai pentru a sta mai liniștită acasă, să-ți vezi da, de ale tale? Da, chiar ziceam înainte că întâi trebuie să-mi văd un pic de sănătate, că degeaba leșin în fața televiziunii, știi? Corect. Da, o să mă fac bine, o să fiu bine. Există cineva în viața ta, uite, pe umărul căruia poți plânge în astfel de momente? Există acel bărbat? Acel ceva? Acel cineva care, uite... Vă zic data ajuta? Viitoare cum stă treaba cu dragostea. Acum chiar n-am chef de dragoste. Știi cum se scrie pe Facebook într-o relație complicată. Complicated. Nu, dar mă gândesc că în astfel de momente e important și totuși e să știi că ai acolo un sufletel pe care îl poți suna. Uite ce am pățit, ajută-mă, da. Un suport și moral. Cei și mai buni sunt până cei de la salvare, domne, că vin, sunt și tineri și frumoși. Uite o relație frumoasă.